Petru Mladen, un om de încredere, un om care merită să-i se îndeplinească ce dorește, un om care va fi un politician nemaipomenit, un om care își va servi țara cu credință deplină. L-am cunoscut pe Peter în urmă cu 4 ani, aproape 4 ani, când am venit aici. M-a impresionat foarte mult tăria de caracter, voința, dorința de a străbate prin orice obstacole și mi-a fost... Mie, personal, cel puțin, tot timpul o sursă de inspirație, mai ales trecând prin perioade mai grele, să zic. Tot timpul am văzut că atunci când vrei, se poate să răzbați. L-am cunoscut pe Peter Mladin în 1995. Ce am remarcat în toți anii aceștia la el a fost în mod deosebit onestitatea, tenacitatea și ambiția tipică emigrantului de a reuși. M-au surprins eforturile și strădania depuse în promovarea culturii și spiritualității române pe continentul nord-american și în general în lume. Îl cunosc pe Petre Mladin de 10 ani de când a venit în Canada, mai ales de când a fost președintele Clubului Românesc. Acolo și-a dat toată silința ca să remarce și românii în Canada și el a ajutat pe toți și cu vorba și material când s-a putut. În special pe mine și pe familia mea a fost foarte atent cu noi. Noi fiind bătrâni și ne cunosc limba, el a venit și ne-a explicat multe din viața canadiană. Îl cunoaștem pe Petre Mladin de 9 ani. Ne-am înțeles foarte bine, în special că noi suntem în vârstă și nu cunoaștem limba. Ne-a fost foarte greu să ne acomodăm, dar ne simțim foarte bine când mai vine cineva. El ne vizitează și ne ajută. Îl cunosc pe Petru de 7 ani. De-a lungul acestor ani, i-am văzut progresul în munca depusă pentru comunitate. He's doing a very, very good job. Îl face o treabă foarte, foarte bună. Personal, cred că Petru este un om foarte harnic, onest, un om care e bine să-l ai ca prieten. My name is Linda Olson and I'm a news anchor. Numele meu este Linda Olson și sunt prezentatoare de știri la televiziunea Calgary 7 din Calgary. Probably about 10 years now. I first met him. Îl cunosc pe Petru Mladin de aproape, probabil 10 ani. L-am cunoscut la un autoservice local. M-am bucurat să cunosc pe cineva care are cunoștințe solide de pe industria auto și totodată să fie onest și sincer cu oamenii cu care lucrează. Lucru care m-a impresionat de adevăratele la Petru de-a lungul anilor a fost că el este foarte dedicat noii sale patrii, care este Canada, dar în același timp el rămâne foarte devotat locurilor natale și culturii române. El este un român mândru care s-a străduit mult și a încercat să ridice și în Calgary valorile culturale românești. Dar în același timp, el este foarte devotat și dedicat orașului Calgary. A dovedit-o implicându-se într-o serie de proiecte civice. A făcut-o întotdeauna din dragoste, fiind mândru că este canadian și român în același timp. Petru își continuă educația în permanență, urmează întotdeauna cursuri, citește și încearcă să învețe tot ce este nou în comunitatea lui și în lumea în care trăiește. Ceea ce m-a impresionat la el foarte mult. Sunt foarte încântată să spun că îl cunosc pe Petru Mladin. El este un om de încredere, are un caracter puternic și îi doresc numai bine în viitor. Petru Mladin a sosit în Canada pe 29 septembrie 1982. El s-a născut în satul Macedonia, județul Timiș, România, în 13 septembrie 1957. De la sosirea sa în Canada, el a fost angajat continuu în serviciile de reparație auto. Începând o viață nouă în Canada,
Petru a demonstrat ambiția tipică emigrantului de a reuși. Pe lângă muncă, el și-a continuat educația. Dar succesul său în aspectele materiale și educaționale ale vieții nu-i conferă fericirea completă. Îi lipsește pământul natal. Poate că tocmai dorul lui îl face întotdeauna să investească timp, efort și uneori bani personali în promovarea valorilor culturale românești în Nord America. Numirea sa în 1993 ca președinte a Societății Culturale Româno-Canadiene din Calgary a fost răsplata meritată pentru eforturile sale nesfârșite. Societatea Culturală Româno-Canadiană este o organizație non-profit cu sediul în Calgary. În toți acești ani, Petru a îndeplinit o gamă variată de îndatoriri ca președinte al Societății Culturale Româno-Canadiene. Realizările sale includ seminarii ca Istoria României, Cum se pornește o afacere în Canada, Revelioane, conducerea cu succes a echipei române de fotbal RC Lightning. În decembrie 1994, Petru a dat curs unei invitații făcute de Consulatul General al României din Toronto, unde reprezentanții României în Canada aveau să-l felicite pentru promovarea culturii române în Nord America. Realizările sale includ o pagină de internet pentru societate și un documentar de televiziune a cărui focus se concentrează asupra coloniștilor români care s-au stabilit în Alberta în urmă cu 100 de ani. S-au stabilit în partea centrală a Albertei. Acum 100 de ani. Mai precis, între anii 1880 și 1913. Alți noi veniți s-au integrat în diferite comunități etnice. De-a lungul anilor, Petru a întărit relațiile societății cu Biserica Română din Calgary. Eforturile sale aveau să fie observate de jurnaliști în toți acești ani. Mai multe articole care au descris activitatea lui Petru au fost publicate de o serie de ziare românești și canadiene, inclusiv Calgary Herald și Neighbors. Petru a demonstrat continuu simțul responsabilității de la oaltă cu spiritul umanitar necesar celor care lucrează cu oameni. Luptându-se cu el însuși, Petru este în permanentă mișcare. El se implică într-o varietate de activități, fie că este unul dintre pioni sau că joacă rolul liderului, el înfruntă cu tărie orice situație. Prin natura sa, Petru tinde spre o personalitate controlată. Are 42 de ani, este brunet, are o înălțime medie și, dincolo de acestea, Petru are o calitate unică care îl distinge de orice altă personalitate. Petru, cum ai vedea rolul tău de consul onorific în vestul Canadei? Rolul meu de consul al României în Calgary, Canada, ar fi să îmbunătățesc relația între România și Canada din punct de vedere economic și de asemenea să intermediez oportunități de afaceri între companii canadiene și companii din România. Ce ar trebui să știe oamenii din România despre sistemul capitalist canadian?
Oamenii din România au foarte multe de învățat de la țări ca și Canada ca să poată să ajungă să facă afaceri. Înainte de toate, să îmbunătățească relația dintre România și Canada prin programe, programe economice și, de asemenea, să furnizeze informație din România, înființând un centru de dezvoltare economică și culturală aici, în Calgary, Canada. Petru, cum ar putea oamenii din România învăța despre voluntariat? Mă refer la voluntariat în Calgary și în Canada. Nu cred că ei au vreo idee că așa ceva ar exista în societatea capitalistă. Trebuie să folosim cu eficiență maximă timpul nostru liber. Dacă în timpul meu liber pot face ceva folositor societății, realizez ceva, devin o persoană mai bună, învăț mai mult și îi ajut pe ceilalți. Cineva mi-a spus, când venim pe lumea aceasta, venim rudimentari. Când plec din lumea aceasta, vreau să las omenirii o societate mai bună. Aceasta este filozofia mea. Petru, ce ai putea face tu ca și consul onorific pentru vestul Canadei să ajuți oamenii din România și guvernul român să aibă legături mai strânse cu Alberta? Înainte de toate, știi, eu cred că am putea intermedia oportunități de afaceri în Calgary pentru guvernul român, Calgary fiind unul dintre cele mai puternice orașe din punct de vedere a dezvoltării economice în ultimii ani. Cred de asemenea că ar trebui să ne cunoaștem unii pe alții foarte bine. Canadienii ar trebui să aibă acces la informație despre România, să-i înțeleagă pe români, să înțeleagă cultura românească. Petru, ce ar putea trezi la realitate pe oamenii din România să ajungă să-și dea seama că sunt partea unei economii mondiale? Suntem cu toții șobolani de cursă angajați într-un raliu mondial. Cred că România ar trebui să fie în contact cu românii din întreaga lume, să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul capitalist și cum poate fi aplicat în România. Victorioși vor ieși cei care vor stăpâni calificările cruciale pe care le implică progresul economic. Suntem cu toții șobolani de cursă angajați într-un raliu mondial. Petru are dreptate. Petru are calificările necesare. Activitățile sale dovedesc că el este omul potrivit la locul potrivit. Petru, aș vrea să știu ce oportunități de afaceri ar exista astăzi în România. România avertizează actualmente o varietate de oportunități de afaceri pe numeroase căi, inclusiv internet. Asigură România suport celor care vor să facă afaceri în România. România asigură suport investitorilor străini, cum sunt activitate de înregistrare, asistență în lege comerciale și arbitrare în dispute de afaceri, reprezentare în afaceri și protecție în fața corpurilor administrative cu puteri decizionale care finanțează la nivel local și național. Dacă ar fi să mă gândesc să pornesc o afacere în România, ce organizație crezi că ar trebui să abordez? Camera de Comerț și Industria României, care este locată în București. Ei au mai multe departamente. Departamentul pe care ar trebui să-l abordez dacă ar fi să te gândești să face afaceri în România, ar fi Departamentul pentru Relații cu Străinătatea și Cooperare Internațională. Ți-aș putea da numărul de telefon și numele persoanei pe care ar trebui să o contactezi. Ca toate țările din lume, România este antrenată în tumultul unei economii mondiale. Ea continuă să se zbată în această economie mondială ca să-și mențină standardul de viață. Se luptă cu sărăcia, se luptă pentru accesul la informație, se luptă să se facă cunoscută în lume. Ed, știu că ai făcut afaceri în multe țări, inclusiv Ucraina. Ca să iei o hotărâre să faci afaceri în România, ce ai avea nevoie să cunoști? Pentru că nu știu prea mult despre România, am nevoie de o sursă de informație despre cum se fac afaceri în România. De regulă găsești un consulat într-un oraș undeva sau undeva în apropiere, unde te poți adresa și de unde poți să primești răspuns la întrebări cu privire la legi, la vamă și așa mai departe. Știi că România are un consulat în Toronto și o ambasadă în Ottawa? Știu asta, dar este... nu-i chiar convenabil. Vrei să ai posibilitatea să vorbești cu cineva, să ajungi să-i cunoști și să întrebi ce ai de întrebat când vrei.
De fapt, e o diferență de 2 ore între Calgary și Toronto. Dacă mă gândesc la ceva la ora 2 după amiaza în Calgary, este prea târziu ca ore de program pentru birourile din Toronto sau Ottawa. Prin urmare, având un consulat român în Calgary, ar fi mult mai convenabil pentru oamenii de afaceri. Bineînțeles, dacă iau niște hârtii de la consulat și nu înțeleg ceva, pot, e doar o chestiune de telefon local, pot să vorbesc cu cineva, fie la telefon, să merg să-i văd cum este în Toronto sau Ottawa. Uneori durează zile întregi până primești un răspuns. Care ar fi primele lucruri care ai vrea să le știi despre România dacă ar fi să te gândești să faci afaceri acolo? Bineînțeles, aș vrea să aflu lucruri cum sunt, pe cine să abordez în industria gazului și petrolului. Asta este ceea ce mă interesează pe mine și pe cine abordez, care sunt legile, care sunt legi cu privire la investiții străine, ce companii au investit deja în România, așa încât să pot să merg să vorbesc cu ei, să aflu dacă au fost tratați ca atare sau nu. În 1996, România a luat parte la expoziția internațională petrolieră din Calgary. Ai cunoscut delegația română? O, da, am cunoscut câțiva dintre delegați care au luat parte la acea întâlnire și a fost foarte folositor. Am aflat lucruri la prima mână cu privire la ce se petrece în România. Dar, din câte știu, nimeni n-a mai făcut nimic după aceea, nimeni nu a mai spus: hei, Ed, știi, vrei să vii să investești în România. Avem un proiect. Acesta este proiectul pe care îl avem. Ed, îți mulțumesc pentru timpul acordat și sper că te vei gândi să investești în România cum ai investit în Ucraina. Pentru puțin, Petru. Da, ar fi foarte interesant din moment ce România are o istorie bună în producția petrolieră și sunt convins că acolo există mult mai multe. In the last 10 years, în ultimii 10 ani, românii au luat viața de-a gata. Odată cu căderea sistemului comunist, în 1989, ei au avut speranțe mari. Au avut speranțe la locuri de muncă, au sperat să aibă bani, au sperat la o viață mai bună. Dar de atunci, viața ideală a început să dispară și ei au fost treziți la realitate. Mai mult ca niciodată în istoria ei, România are nevoie acum de o șansă în lupta ei pentru prosperitate. Petru Mladin din Calgary, Canada, vrea să fie consul onorific pentru vestul Canadei. El crede că poate oferi României o șansă în luptă. Singura întrebare care trebuie răspunsă încă este: de ce ar fi Calgary locul potrivit pentru o agenție consulară onorifică română? Iată câteva motive. Calgary este al doilea oraș ca întindere teritorială din Canada. 1,9 milioane de oameni sunt antrenați în arile principale ale industriei și afacerilor. Calgary este al doilea centru din Canada în care birourile centrale ale celor mai mari companii își desfășoară activitatea. Peste 50% din locuitorii săi au educație postsecundară, ceea ce îl plasează pe locul întâi în rândurile celor mai mari centre metropolitane ale Canadei. Calgary înregistrează cel mai mare procent, 74%, de participare în forța activă de muncă. Suntem cu toții șobolani de curs angajați într-un raliu mondial, spune Petru. Și el are dreptate. Ca atare, România ar trebui să-și îndrepte atenția spre Calgary, unde viitorul arată strălucitor din punct de vedere al afacerilor.